Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Yeah!
Domnule Lazar, echipa dumneavoastră a reușit să câștige meciul cu Dinamo, dar a pierdut în setul de aur, s-a pierdut calificarea. Cum a fost meciul pe ansamblu? Da, cred că primele trei seturi am practicat un joc foarte, foarte bun și eficient. Din păcate, în setul de aur, poate acea pauză puțin mai mare între cele două părți ale partidei, dacă aș putea spune așa, ne-a scos un pic din mână și am făcut câteva greșeli care au contat în rezultatul final. După acel meci pierdut la București cu 3-0, v-ați gândit că jucătorii dumneavoastră pot să întoarcă, iată, și la 3-0? Da, am spus-o și mă repet, echipa Unirea deja are o echipă bună, care sper eu în returul campionatului să facă o figură frumoasă, mai ales că vor juca foarte multe meciuri pe teren propriu și cred că locul echipei nu este cel, sau locul echipei din acest moment nu este cel real. Sunteți mulțumit de aventura asta europeană, așa cum s-a încheiat, cât a fost ea? Da. Și sper ca și pe viitor municipiul Dej să aibă parte de meciuri europene, pentru că practic asta contează în sport, să încerci să faci performanță, nu contraperformanță. Urmează un nou meci destul de dificil totuși cu Steaua București. Da, este un meci în care avem nevoie neapărat de cele 3 puncte puse în joc. Sper să reușim să abordăm meciul cu același tonus cu care l-am abordat astăzi. Sper să practicăm un volei spectaculos și să obținem cele 3 puncte care ne vor urca în clasament cu siguranță.
Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.